Franța și în America și ne-am învățat Coco și Ralph cum ar trebui cumva să fim simple but elegant. Mergem puțin în istorie, în istoria Angliei, în Britania, în anul 61, când a trăit o regină celtică foarte puternică. Statuia ei este în Londra, lângă Westminster, isn't it right? Yeah. Dacă mergeți în Londra, să o căutați pe Boudica. Regina, Queen, she lived from 33 to 61 in Britannia, ceea ce numim noi astăzi England. Nu Regatul Unit, ci doar Anglia. Boudica este prezentată de Raluca Buguleț, clasa 6, școala 10. Raluca e o elevă de-a mea nouă și mă bucur să te cunosc. Yes? O elevă foarte ambițioasă. Chiar vreau să menționez, este, cred că, nu știu dacă nu vreau să greșesc, dar este singurul copil de la mine care și-a cumpărat toate cărțile în engleză. Și mi-a crescut inima așa, până în tavan. Așa că o să ai timp în vacanță, Raluca, să le citești. Yes, oricum, pe mine, mie mi-a făcut o mare bucurie. Boudica. Once upon a time, there was a fierce warrior queen whose friend headed a rebellion against the Romans. Boudica was just 28 years old when she led her tribe, the Iceni, into battle. Her husband, the king, had died and left his kingdom to her. But the Roman emperor Nero decided that two no woman could rule an area under Roman control, and he sent his troops to enslave the Britons. The noble Iceni were killed or imprisoned, and their queen was made to walk naked in the street, and her doctors were whipped. Boudica wanted revenge of this humiliating treatment. She gathered together a tribal army and led an attack against the mighty Roman Empire. With her long and red hair frank and her sword held high over her head, she struck fear into the hearts of her enemies. Her army stormed the city of Colchester in southern England, destroying the temple of Clovis, the former Roman emperor, and killing thousands of Romans and their supporters. Ever more Britons joined Boudica, and by the time she reached London, her army was 100,000 strong, all of the loyal to the rebel queen. But despite being heavily outnumbered, the Romans, who had better weapons, won, and Boudica died fighting. Her name comes from the Celtic word Bouda, meaning victory. For her bravery and her strength, she comes to symbolize the fighting spirit of the British. Today you can still see a huge bronze statue of Boudica and her doctors driving a magnificent horse-drawn carriage in London, near Westminster Bridge. Thank you. Thank you, Boudica. Can you go with me, Raluca?